Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Așa cum știți, avem un eveniment mare, un eveniment foarte puternic, și anume o lună plină în semnul Scorpionului. Luna nu se simte bine deloc pe acolo și mai mult decât atât avem și un ascendent în Vărsător, o dorință mare de eliberare. Pluto e și el implicat în poveste, face cuadratură și la lună și la soare și mai mult decât atât, uite, este un moment în care ne putem purifica, ne putem elibera fiecare din anumite situații. Putem să punem punct, poate unor obiceiuri mai puțin sănătoase, însă eu aș merge și pe ideea de a lua atitudine, da? Privind viața noastră. Da? Cumva ni se zice să ne luăm viața în propriile mâini. Cumva este o lună plină care vorbește foarte mult, știu că o să fie amuzant, știi ideea că norocul vine din drame, norocul vine din obsesie, norocul vine din a izbucni în acel loc în care era obsesie, era dramă, erau lucruri posesive, erau lucruri mai puțin plăcute. Chiar de acolo vine povestea. Bineînțeles că luna asta plină Scorpion vine și cu o eliberare foarte puternică. Discutăm despre acel moment în care deschidem lumina sau aprindem lanterna și vedem așa prin sufletelul nostru, prin casă, prin viața noastră așa de suflet, cam unde e problema, cam ce e pe acolo. Și uite că vedem intrusul, vedem problema și luăm atitudine. Această lună plină în Scorpion, zic eu că pe de o parte vorbește și despre acele atașamente posesive la care e nevoie să renunțăm, însă e într-un moment puternic, e într-un moment de explozie din punct de vedere emoțional, rațional, energetic, cum vreți voi să spuneți, dar eu aș merge și pe ideea că vor fi anumite contexte, sunt anumite contexte care nu țin de noi, dar Vărsătorul ține de ceilalți, Vărsătorul ține de mase mari, de oameni, deci decizii care se iau, lucruri care se întâmplă și care, da, nu țin de noi, doar că ne împing așa să facem schimbarea. Este vorba de a ne asuma anumite responsabilități, da? Vis-a-vis de viața noastră, vis-a-vis de sufletul nostru, că na, știu cum e, Dumnezeu dă, dar nu-ți bagă și în sacoșă. Acum, na, cam despre asta e vorba. Plus că Domnul Marte, care este și el guvernatorul lunii pline, este foarte aproape de Neptun, e și pe lângă Saturn în continuare, e prin opoziție cu Lilith, deci mai mult decât atât discutăm și despre un sacrificiu, da? Mai ales acolo unde nu suntem suficient apreciați sau suficient iubiți, poate să fie un moment de conștientizare sau, așa cum am zis, se întâmplă anumite evenimente care nu țin de noi, da? Și care, bineînțeles, ne vor determina să mergem pe o zonă mai, cum să zic eu, de eliberare, dacă o să fie o dorință mare de eliberare, repet, mai ales din relații toxice sau din situații toxice, obsesive, dramatice și așa mai departe. Da? Și așa mai departe. Mercur e și el staționar, deci poate fi un moment în care mintea noastră stă în loc și zice, bă, gata, da? Ia uite cât am fost, am încercat, am luat-o pe toate părțile în ultima vreme, am învârtit-o prin toate direcțiile și tot nu s-a găsit soluția sau tot nu funcționează lucrurile. Și atunci, cu siguranță, zic eu că poate să fie și un moment în care partea asta și de emoții, să știți că poate să preia controlul, dar cumva, na, luna în Scorpion nu se simte foarte bine, da? Nu se simte foarte bine. E ca o ultimă înțepătură, e ca o ultimă chestie care se petrece. Da? Suntem în data de 25, avem 24, nu știu de ce am luat 25. Da, este și o zi, să știți, foarte încărcată din punct de vedere energetic. Da? Este și o zi foarte încărcată. Poate, uite, să fie și o zi în care luăm hotărâri, da? Pe care, nu știu, le și exprimăm. Le și exprimăm. Vedeți că luna asta plină se simte mai mult timp, da? Nu e doar acum miercuri noaptea când se produce, ci se simte mai mult timp. Suntem în împărăteasa și împărăteasa. Marea Preoteasă, împăratul și eremitul. Deci este un moment de maturizare, da? Pot fi decizii importante care se iau, dar decizii care, zic eu, că ne ajută. Poate
Uite, pot fi lucruri care au început de prin februarie, nu știu, ceva de genul ăsta și care acum poate se finalizează, dar pentru alții sunt niște lucruri acolo pe care, nu știu, le-ați început sau chestii care, da, au început în viața voastră, să zic, chiar și acum jumătate de an, de ce nu? Poate chiar e vorba și de eclipsa aia totală de soare care s-a întâmplat la începutul lunii aprilie și care poate tuturor ne-a dat așa un hint, da? Ne-a dat o împingere, da? Ne-a înțepat puțin și acum putem să acționăm. Da? Să acționăm. Bun, cam atât în mare parte. O să vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și acestea fiind spuse, hai să începem cu Berbecul. Pentru Berbec, luna plină activează axa 2-8, da? Este o axă a banilor, este o axă financiară. Bărbecul, nu știu, reușește să rezolve pe luna asta plină ceva legat de o moștenire, o sumă de bani, o bancă, poate să fie și ceva important privind o investiție pe termen lung. Unii reușiți să rezolvați și o problemă legată de o bursă, legată de o donație, poate unii berbeci, poate vă gândiți serios să faceți o donație, alții vă gândiți să vă deschideți, nu știu, un ONG, ceva, pentru că da, există o predispoziție spre așa ceva, însă tot pentru berbec, uite, nu știu, dacă aveai obsesia aia în minte, da, voiai neapărat să faci ceva și tot așa se învârtea în mintea ta în continuu, e, uite, acum e momentul, ai luat, ai investit și îți vezi de treabă mai departe. Dar pentru alți berbeci poate să fie un moment de explozie acolo la propriu, mai ales acolo unde sunt probleme în relația cu copiii sau în relația cu persoana iubită, nepoți, plăceri, de ce nu? Da? Este un moment de eliberare pentru berbec, poate chiar discutăm și despre anumite sacrificii. Da, pe care poate le-ai făcut până acum și acum poate nu mai ești dispus să le faci. Totuși, pentru berbec aș recomanda și o mai mare atenție pe sănătate, adică încercați să vă odihniți mai mult și de asemenea, unii berbeci e posibil să vă schimbați puțin, nu știu, poate și alimentația în perioada aceasta, vă dați seama că trebuie și un regim de viață mai sănătos sau că, știu eu, anumite valori din viața voastră se schimbă, da? Se schimbă și lucrurile nu mai rămân așa. Hai să vedem ce spune și tarotul. Ce trebuie să știți? Faetonul Luna, o legătură cu zodia Pești, zodia Rac, un drum la o vreme de seară pentru Berbec sau poate să fie și o zi în care e ca și cum zici, băi, nu mai știu încotro mă duc. Vezi că este și o energie de război aici, este o energie de război la nivel interior și cu diavolul, deci sunt niște adicții acolo, sunt niște presiuni, sunt niște lucruri care, știu eu, apasă niște butoane berbecului. Șapte de spade, ceva aici nu vă place, ceva nu vă convine. Cineva fuge, cineva pleacă, poate să fie și o persoană care minte aici. Iar ultima carte, Regina de spade, da? Deci e cineva care fuge din fața reginei de spade, dar nu știe încotro se duce. Regina de spade zice despre o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și despre un moment al adevărului, despre un moment poate mai dur, dar eliberator. Acum știți cum e, că adevărul doare, dar mai și eliberează, că despre asta e vorba. Da? Este vorba despre adevăr. Da, hai să vedem în continuare. Zodia Taur. Pentru Taur este o lună plină care activează axa 1-7. Este o axă a relațiilor, este o axă a oamenilor din jurul tău. Acum, cum să zic eu, Taurul, uite, poate în sfârșit să trezească, poate cu o decizie importantă din partea partenerului privind relația de cuplu. Unii Tauri puteți să mai aflați secrete, puteți să mai aflați lucruri care să vă determine să, nu știu, fie să renunțați la o relație care e toxică, fie pentru unii Tauri este vorba despre a renunța la un parteneriat, despre a renunța la niște prieteni, despre a renunța la niște
oameni, da, dragi voi. Pentru alți tauri poate este vorba despre o decizie de la nivel înalt care se ia, nu știu, o regulă, o lege, ceva ce se întâmplă acolo și care cam schimbă planurile. Însă cu siguranță taurul începe să vadă lucrurile mai clar în perioada aceasta și dorința de afirmare, dorința de a fi apreciat, dorința de a fi acolo unde trebuie crește pentru taur și atunci există o predispoziție spre conflicte în relațiile cu ceilalți, doar că, vedeți voi, dragi tauri, toate astea sunt cu un rost, sunt benefice. Și este vorba despre a fi înțepați așa ca să acționați diferit. Unii tauri, nu știu, vă gândiți, treceți la următorul nivel în relație, da? Doar că într-un moment tensionat. Da? Alți tauri, din contra, mergeți într-o altă direcție, separat, da, de partener, poate și asta, poate și asta. Însă eu cred că se întâmplă și niște evenimente care poate nu țin neapărat de voi și care, bineînțeles, schimbă lucrurile cu sau fără voia voastră. Pentru tauri e vorba, știu, norocul vine printr-o obsesie veche, printr-o problemă veche, prin ceva care se reactivează acum și zici gata, s-a reactivat și începem show-ul. Taurul cam trebuie să ia hotărâri, însă uite, poate fi și o perioadă în care intri în contact cu oameni importanți, oameni frumoși, oameni care te pot ajuta și care îți pot da speranța că lucrurile se pot mișca într-o direcție mult mai bună și mult mai pozitivă pentru tine. Da? Bineînțeles, relațiile se cam transformă pentru taur și este vorba și despre o poveste care se poate închide. Asul de spade, 6 de cupe, o hotărâre privind o poveste de iubire veche, privind un copil sau privind o persoană dragă sufletului tău. E un 10 de spade, e clar că undeva nu se mai poate cu o suferință, undeva lucrurile nu mai sunt așa cum trebuie. Roata destinului zice despre o schimbare, despre faptul că lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție, cu noroc, doar că e și spânzuratul, adică taurul începe să vadă o altă față a realității, taurul începe să vadă o altă față a unei persoane. Este și o situație aici de sacrificiu, da? În care nu știu dacă ești dispus sau nu să stai, e treaba ta. Doar că eu văd că este o situație veche. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni, pentru voi este o axă a sănătății, o axă a muncii care se activează și unii gemeni poate în sfârșit aveți curajul necesar să renunțați fie la un loc de muncă, fie alții finalizați un proiect, alți gemeni în urma unei decizii care se ia, nu știu, care ține de internet, străinătate, spiritualitate, studii înalt. Se ia o decizie pe undeva și asta determină gemenii să finalizeze un capitol din viața lor din punct de vedere profesional. Poate este vorba și de sănătate, poate este vorba și de rutina zilnică. Pentru gemeni este vorba și despre, nu știu, anumite discuții care tot au avut loc acolo obsesiv sau ai discutat într-un mod obsesiv despre ceva în continuu, în continuu și în continuu și nu s-a rezolvat nimic. Și acum se pot întâmpla lucruri. Pentru voi aș recomanda o mai mare atenție pe sănătate în perioada aceasta, însă cei care sunteți dispuși sau, mă rog, cei care în perioada asta vreți să rezolvați o problemă de sănătate, da? Să vreți să puneți punct la niște obiceiuri toxice, acum e momentul tot înainte. Da? Gata, de azi înainte nu mai beau două cești cu cafea pe zi, beau numai una. Sau nu mai fac nu știu ce lucru. E un moment bun pentru așa ceva. Da? Cei care vreți să vă mai reorganizați puțin programul. În schimb, pentru alți gemeni, uite, poate să vină o ofertă, poate să vină ceva mare de undeva și care să îți schimbe puțin planurile. Oricum, așa cum ziceam, este o perioadă pentru gemeni în care, cum să zic eu, odihna e sfântă, să gândiți de două ori, să mai dați un pas în spate. Este un moment în care e adevărat, Mercur al vostru e spre staționare, deci cu siguranță gemenii, vestea pe care o primiți e posibil să vă cam blocheze sau să vă facă să vă gândiți serios ce vă doriți de acum încolo. Da? Ce vă doriți de acum încolo, încotro vă duceți.
încotro se îndreaptă viața voastră. Sunt niște lucruri puternice. Unii gemeni parcă, nu știu, ați început un proiect, ați început ceva important, cam acum jumătate de an și acum finalizați de tot situația. Hai să vedem. Puneți punct la o situație. Se întâmplă ceva care, repet, schimbă radical cursul lucrurilor. Da? Pentru unii gemeni poate nu sunt chestii care țin de voi. Eu tot merg pe ideea că ascendentul ăla învărsător și Uranus cum e așezat acum cu Jupiter, Pluto care e învărsător. Adică eu nu cred că sunt lucruri care țin neapărat de noi. Da? Nu. Se dă o lege, se întâmplă ceva, e un trend sau ceva iacul care schimbă lucrurile, bineînțeles. Regina de monede, 8 de cupe, o legătură cu zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dar este și un moment pentru gemeni în care vă gândiți serios să lăsați ceva în urma voastră. Vă gândiți serios să abandonați o situație care nu era palpabilă, nu era concretă. 2 de bâte, o veste din străinătate sau un moment în care gemenii își fac planuri de viitor foarte bine puse la punct, încep să privească lucrurile în perspectivă. Asul de bâte vine cu un entuziasm, cu o veste bună, un nou început, poate să însemne și o nouă pasiune care apare pentru gemeni, dar poate știu eu un moment în care vă doriți ceva de mult timp și uite acum din nou puteți avea curajul necesar să și puneți în practică, pentru că ambițiile voastre sunt mari în perioada asta și de bine, nu-i de rău, că aveți și potențial să o faceți. Doar atât, să nu insistați pe multe lucruri. Zodia Rac. Pentru Rac este clar o lună plină care te impactează destul de mult, așa că, na, așa cum te-ai obișnuit, mai multă odihnă în perioada asta pentru tine nu ar strica. Pentru Rac se activează axa 5-11 și este vorba despre o purificare pentru Rac, o închidere, poate legată de viitorul unei relații. Poate este vorba despre relația cu un copil, relația cu persoana iubită, o colaborare, o afacere. Însă vezi tu, norocul vine din obsesia asta pentru apreciere, din obsesia pentru iubire, de ce nu, și poate acolo Racul e nevoie să vadă lucrurile altfel. Poate să fie și o decizie care se ia legată de o moștenire, o împărțire de bunuri, vânzarea vânzarea unei case, vânzarea unui teren. Însă ce mi se pare interesant pentru Rac este că este și o perioadă în care sunteți prins și pe drumuri și pe învățat, doar că spun eu că evenimentele care se petrec, lucrurile pe care le aflați, vă fac să conștientizați faptul că ceva trebuie clarificat, ceva trebuie închis. Unii raci, nu știu, poate vreți un copil și atunci dacă vreți copii, tot înainte aveți șanse, da? Chiar e de bine pentru voi. Din situația asta, Racul iese bine, din situația aceasta tu îți recapeți încrederea în tine, da? Însă e ca și cum începi să și înveți acolo cam care e treaba cu aprecierea, cu valorile, cu banii, cu toată povestea asta. Este un moment profund transformator pentru Rac, atenție în eventualele conflicte care apar în relația de cuplu, în relația cu persoana iubită, în relația cu tatăl, în relația cu oamenii importanți din jurul tău, da? Poate ești într-o perioadă în care reușești să finalizezi un proiect, finalizezi o colaborare, finalizezi o perioadă de studii, nu știu, poate să fie și asta. Da? Însă tot pentru Rac aș recomanda o mai mare atenție pe drumuri. Da? Hai să vedem ce faceți voi. Nouă de cupe, ia uite, nouă de cupe, regina de monede, temperanța, o legătură cu un săgetător, dar și un moment de liniște și de pace pentru Rac, primește o veste bună,
este un moment în care reușești și îți găsești echilibrul, dar regina asta de monede zice și despre o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, despre ceva palpabil aici care trebuie văzut, da? Sau o sumă de bani, nu știu. Iar ultima carte e Regele de Spade, deci este o hotărâre aici între un rege și o regină. Unii poate aveți legătură și cu o instituție publică sau cu zona actelor, poate este vorba și despre o persoană în zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Da? Gemeni, Balanță, Vărsător. Da, deci racul cumva, uite, reușește să vindece o problemă. Poate are legătură cu partea asta de control. Că... Na, zodia Leu. Și pentru Leu este o lună plină foarte puternică. Chiar v-aș recomanda serios mai multă odihnă în perioada asta. Soarele, guvernatorul vostru, nu e cel mai fericit prin quadratura cu Pluto și opoziția cu Luna. Leul, nu știu, în urma unei decizii pe care partenerul o ia, în urma unei decizii pe care, nu știu, un client o ia, o persoană importantă, da? Acolo ceva se poate închide, da? În casă, în familie, unii lei puteți să discutați serios despre o separare, alții puteți să discutați serios despre a finaliza niște demersuri legate de o casă, legate de un împrumut, legate de un teren, de o moștenire. Însă tot pentru Leu, uite, norocul vine printr-o obsesie pe care o aveți voi, da, prin ceva care vă apasă butoane legat de o casă, legat de statutul vostru, legat de bani, că na, totul mai pleacă și de la bani prin lumea asta sau de la aprecierea pe care o primiți și pe care o oferiți. Leul poate să rezolve acum, prin intermediul partenerului sau prin intermediul cuiva, o situație care nu era foarte tensionată. Unii vă mutați, alții aflați de cineva din casă, din familie, că se mută, pleacă, unii vă mutați separat sau schimbați camera, schimbați ce vreți voi. Da? Deci e un moment interesant pentru Leu. E o dorință acolo mare de afirmare, este o situație interesantă. Turnul Justiției, o legătură cu zodia Balanță. Leul rămâne surprins de o hotărâre legată de acte, legată de un proces. Poate să reprezinte și o situație veche, da, care se produce aici. Dar poate să fie și o izbucnire a cuiva. Doi de spade și apoi mi-apare o lipsă de comunicare sau o decizie importantă pe care cineva o are de luat. Atenție pentru Leu pe zona aceasta legală, da? Luați și respectați cu strictețe legile și regulile pentru că sunt sfinte, mai ales în perioada asta. E ceva ce te lasă fără cuvinte. Iar ultima carte, 5 de monede, deci o senzație de singurătate, de abandon, cineva pleacă, cineva renunță, cineva lasă o situație în spate. Da? Rămâneți surprinși de o reacție a cuiva din jurul vostru. Un sfârșit. Da, unii puteți să aflați de un sfârșit sau aflați că trebuie să vă mutați brusc, aflați că nu știu ce chestie se întâmplă. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară, luna plină activează axa 3-9. Iar pentru Fecioară este vorba despre multă comunicare în perioada aceasta și tot pentru tine este despre a finaliza poate ceva legat de acte, poate... Este o perioadă în care ai foarte mult de lucru cu actele sau o perioadă în care trebuie să înveți multe lucruri sau ai foarte multe drumuri de făcut și uite că pentru tine e ca și cum fie se schimbă ceva pe la muncă, fie este vorba de starea ta de sănătate, da? Și cu siguranță pentru Fecioară de acolo pornesc lucrurile, însă la fel eu nu cred că sunt chestii care neapărat țin de tine, ci mai degrabă sunt lucruri care se întâmplă cu sau fără voia ta. Și pe de altă parte, tot pentru Fecioară, e ca și cum se schimbă legislația peste noapte, se schimbă regula, se schimbă ceva. Da? Unii puteți să finalizați, uite, în perioada asta, nu știu, dați un examen de șoferi sau finalizați ceva legat de o mașină. Și
tot pentru voi, uite, norocul vine dintr-o obsesie veche pe care o aveți, legată de un control, legată de poate o rană veche de prin trecut, de prin copilărie sau o rană, o traumă veche de prin altă viață. Și acum zic eu că aveți ocazia să rezolvați problema. Însă este vorba pentru fecioară și despre a închide ceva, da? Poate a închide o relație, poate reușiți să rezolvați ceva legat de un demers juridic, da? Sau luați o hotărâre împreună cu partenerul și ziceți, bun, acum ce fac? Nu știu, hai să rezolvăm problema cu actele, hai să ne căsătorim, hai să ne separăm. Deci, cei singuri, la fel, vedeți că este un moment în care începeți să vă dați seama cam pe unde e problema, de nu apare persoana respectivă. Da? Este și o lună plină în care fecioara va fi foarte dură, va vorbi mult, este o lună plină în care fecioara va fi foarte sinceră, doar că aici, na, cam trebuie să fiți și puțin atenți cu sinceritatea asta, că nu toată lumea o gustă și depinde și cum o spuneți. Da? Dar în rest, na, ce să zic, e un moment bun. E o lună plină eliberatoare. Asul de monede, turnul. Aula. Turnul este un eveniment neașteptat care apare, da? Și uite, fie vine o soluție pe neașteptate pentru fecioară, fie este vorba despre o dovadă fizică palpabilă pe care cineva ți-o oferă. Da? Un nou loc în care mergi, o situație nouă. Trei de bâte. Trei de bâte reprezintă o primă victorie. Trei de bâte reprezintă un drum scurt pe care îl faci sau poate să reprezinte și un moment în care fecioara mai pune un pas în față. Marea preoteasă, secrete care se află, mai ales în acest context cu turnul, da? Secrete care se află, dar poate să fie și un moment în care e ca și cum îți schimbi direcția, da? Ai plecat de acasă ca să te duci să faci cumpărături pentru casă și până la urmă ajungi la muncă, da? Cam așa. Pleci dintr-o parte, dar ajungi în cu totul și cu totul altă direcție. Cam așa e ziua asta. Interesant. Te întâlnești cu o persoană dragă ție, da? Și unii puteți să aflați un secret privind un sfârșit a unei situații. Zodia Balanță. Pentru Balanță este o lună plină care activează axa 2-8, este o axa banilor, a valorilor, a alimentației până la urmă. Iar pentru voi, nu știu, obsesia partenerului, obsesia voastră, o obsesie acolo, o dramă privind viitorul unei relații, a unei situații, viitorul unui proiect, strălucirea cuiva, dar cineva poate tot zicea, băi, nu mă simt apreciat, nu simt că strălucesc pe aici prin zonă sau poate vorba despre tine, da? E, acolo Balanța poate avea niște surprize destul de mari în preajma lunii pline și vezi tu, toată povestea pornește și de la un copil, de la persoana iubită, de la plăcerile tale, de ce nu? Că uite acum, na, poți să ai curajul necesar, mai ales cu Venus acolo a ta în berbec, să ieși dintr-o situație ciudată. Unii poate primiți bani în perioada aceasta și vă apucați și vă satisfaceți poftele. Alții poate reușiți să finalizați un proiect important, da? Însă pentru alții dintre voi este acolo un moment în care poate vă dați seama că e cazul să mai inversați puțin axa aceasta a valorilor. Vă pot veni bani, așa cum am zis, unii puteți să luați și o hotărâre, da, privind stilul de viață, privind alimentația voastră, poate vreți să renunțați la anumite lucruri, tocmai pentru a avea un stil de viață mai sănătos. Însă, pentru alte balanțe, vedeți că toată axa aceasta a banilor, da, bani pe care îi primiți, bani pe care îi dați, vedeți că toată povestea asta poate să țină, repet, și de ceva ce se întâmplă și nici măcar nu aveți habar, da, nici măcar nu vă imaginați, legat de un copil, persoana iubită, poate este vorba despre o colaborare,
Deci ceva acolo o să vă surprindă destul de mult. Dar este un moment, repet, eliberator pentru balanță. Da? Pentru balanță. Hai să vedem. Și pentru tine acolo, parcă ceva stă pe loc. Ceva stă pe loc. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Patru de monede, eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Deci, balanța are o mai mare încredere în forțele proprii și cu siguranță este și un moment de înțelepciune pentru tine. Da, uite, luna asta plină poate să fie și un moment de înțelepciune, adică e un moment în care începi și tu să-ți dai seama, băi, chestia asta îmi place, chestia asta nu-mi place și atunci mă hotărăsc ce fac, că-i pe muncă, că-i pe relații, fiecare cum știe viața. 10 de bâte, aici este și o zi puțin aglomerată pentru tine, în care poți avea multe responsabilități pe cap sau unii e posibil să vă treziți deodată cu foarte multe lucruri pe cap și să vă întrebați de unde vin, da? Cum de s-au adunat atâtea. 5 de cupe, da, balanța are niște regrete, se uită spre niște cupe vărsate, da? Dar e ceva legat de o încăpățânare foarte mare a cuiva. O încăpățânare a cuiva privind libertatea. Și aici poate să fie ca un fel de ceartă, da? Și o rupere bruscă a unei situații. Zodia Scorpion. Pentru Scorpion este o lună plină clar foarte importantă. Și pentru voi poate ar fi bine să vă mai relaxați, să vă mai odihniți. Însă mulți scorpioni pregătiți ceva de multișor timp și uite acum spuneți lucrurilor pe nume. Pentru tine, bineînțeles, se activează axa relațiilor, ascendentul e pe casa a patra, Pluto e tot pe acolo, Uranus e și el tot pe casa relațiilor și eu aș merge pe ideea că Scorpionul ia o hotărâre foarte importantă în preajma zilei de miercuri privind relația cu partenerul de viață, privind niște acte pentru casă, poate are legătură și cu un copil sau cu iubirea ta, pentru că este acolo un sacrificiu, este acolo o durere și Scorpionul duce, da, și când explodează să ferească, da, să fugiți din calea lui. Cam așa și aici la voi. Deci e o lună plină care zic eu că va aduce putere și vă ajută. Și uite, norocul pentru tine vine printr-o dramă, printr-o obsesie, prin ceva care ține de statutul tău ca și Scorpion. Ești singur, ești într-o relație care ține de a fi șef, de a lua atitudine. Sau poate e o dramă acolo, nu știu, a partenerului, a tatălui, a șefului și acolo se pot întâmpla lucruri. Da? Scorpionul e foarte radical pe luna asta plină și e de bine, da, e de bine, în sfârșit vezi și tu care e albă, care e neagră și ce poți să faci de acum încolo, că da, asta e viața. Este și un moment de sacrificiu pentru Scorpion, da, este și un moment de sacrificiu, mai ales dacă discutăm de copii, iubire, plăcere, poate Scorpionul își dă seama că trebuie să-și mai facă timp și pentru propriile sale plăceri. Zic și eu, da? Poate ar fi cazul. Sunt niște decizii dintre astea surprinzătoare. Fie tu îi surprinzi pe ceilalți, fie sunt și personaje prin jurul tău care te vor surprinde cu modul lor de a aborda lucrurile, modul lor de a acționa, să zic așa. Da? Zece de monede, regele de cupe, o legătură cu familia astăzi, o legătură cu un grup de oameni. Da? Doar că e un sacrificiu pe care cineva îl face. Poate ai o problemă în familie, poate este o persoană bolnavă sau poate este vorba despre o persoană mai sensibilă din fire și foarte ușor influențabilă. Că regele de cupe e foarte ușor influențabil. Da? Este o persoană sufletistă, e acolo cu tot sufletul pentru tine, dar nu știu, el e cam cu spatele la grupul ăsta de oameni, la ședința asta, la familie, la prieteni. Da? Justiția, o legătură cu zodia balanță, dar și faptul că Scorpionul reușește să rezolve o problemă legală în ziua de miercuri sau poate e o hotărâre importantă. Apoi avem trei de monede. Deci, intri în contact cu un grup mai mic de oameni, studiezi ceva, analizezi ceva,
faci o adunare mai mică acolo în birou și vezi și tu cam încotro vă îndreptați. Unii primiți niște sfaturi de la niște prieteni, da? Sau aveți niște discuții într-un grup mai restrâns. Mai restrâns. Bun. Zodia săgetător. Dragi săgetători, vă zic din start, pentru voi se activează oaxa sănătății, oaxa sacrificiului, oaxa muncii, așa că v-aș recomanda multă odihnă. Multă odihnă. Bine, acum cât se poate, că nu avem cum să plecăm de la muncă, să dormim 2 zile, că așa am zis eu că e lună plină. Nu, clar, nu se poate, dar pe cât posibil, măcar terminați munca, lăsați vasele alea în chiuvetă, le spălați a doua zi, da? Bine, acum nu încurajez să le neviți, da? Dar cel puțin măcar acum, da? Măcar noaptea aia, marți, spre miercuri, miercuri ziua, nu exagerați cu absolut nimic și indiferent ce se închide, indiferent ce vă vine așa să închideți, închideți că e spre binele vostru, da? Deci nu insistați, părerea mea. Și uite, norocul pentru scorpion, nu știu, poate aveți treabă cu un scorpion. Sau aveți ceva pe hartă, nu știu. Norocul pentru tine vine dintr-o obsesie, da? Niște gânduri, niște drame care țin de drumuri lungi, spiritualitate, călătorii îndepărtate, profesori, mentori, da? Zona aceasta înaltă, niște explorări acolo pe care ai vrut tu să le faci sau pe care vrei să le faci și parcă sunt niște granițe, păi dar parcă sunt niște limite, parcă ceva te ține în loc. Ei, uite acum cu luna plină scorpion, poți să vezi ce anume te ține în loc. Să nu cumva să-ți pui tu singur piedici, să nu cumva să pui tu singur frână. Să stai cu piciorul pe frână și să spui că de ce nu pornește mașina. Uite, de aia nu pornește. Da? Pe de altă parte, tot săgetătorul este într-o perioadă bună de eliberare. Păi da, măi, avem conjuncția aia, Jupiter-Uranus. Încă e pe cer și o să mai fie. Da? Jupiter e guvernatorul tău, Uranus vrea libertate. Uranus e cu adevărul. Uranus face doar ce vrea, nu-i pasă. Da? Cam așa și tu. Păi, uite, pentru tine pot fi niște vise dintre astea interesante, da? Care să te trezească la realitate. Poate să fie vorba pentru săgetător, bineînțeles, și despre a afla un adevăr, despre a conștientiza până la urmă un adevăr. Și tot pentru tine e despre a finaliza ceva sau a rezolva ceva legat de persoane din anturajul tău, persoane din familie, persoane apropiate de tine, poate e vorba și de zona studiilor pentru săgetător, deci acolo se pot finaliza niște lucruri, acolo ele pot merge pe un făgaș diferit. Nu știu, unii au zis de un vecin, o vecină, că se mută, pleacă, alții vă schimbați mașina, că na, clasă casa 3 și despre mașini. Ceva de genul acesta. Da? Este o dorință foarte mare a săgetătorului de eliberare. Însă, repet, ce se închide, nu insistați. Vedeți că sunt și niște lucruri acolo care țin și de familie și de casă, care necesită atenție din partea voastră. Deci, oricum, concentrarea voastră o să fie pe somn, pe partea asta de sănătate, pe spirit, da, pe rugăciune, meditație, fiecare cu ce apucă și cu ce consideră. Dar, uite, e un moment tare bun, v-am mai zis pentru voi, să coborâți acolo foarte adânc în subconștientul vostru și să faceți pace cu ceva, să vă eliberați, să vedeți, băi, unde e frâna din viața mea, unde e frâna aia, unde este, da? Nu cumva stau eu cu piciorul pe ea, dar nu cumva trebuie să schimb locul ca să schimb norocul și așa mai departe. Deci, tot felul de lucruri de genul acesta pentru săgetător. Da? Însă și surprize mari, bineînțeles, care apar, care țin și de sănătatea cuiva, care țin și de un sacrificiu pe care cineva îl face, pot fi și astfel de lucruri. Vă apucă dorul de cineva și reluați legătura și rămâneți total surprinși de lucrurile pe care le aflați. Lumea, cavalerul de monede, o eliberare. O eliberare pentru săgetător. Cavalerul de monede înseamnă cineva care vine către tine, încet și sigur. Este vorba și despre o veste bună care apare, dar
și despre faptul că reușești, uite, să te eliberezi dintr-un război, dintr-o situație. Poate pentru un săgetător soluția e să-și acționeze din punct de vedere practic. Da? Că, până la urmă, Jupiter al tău e prin Taur și Taurul e cu practica. Luna este adevărat, este și o senzație de iluzie, nu știi încotro te duci, nu vezi lucrurile clar. E o luptă acolo interioară. Pentru unii puteți să aveți o legătură cu zodia pești sau poate să fie o femeie importantă care vă dă puțin peste cap. Ultima carte pentru tine, 4 de bâte. Victorie, bucurie, mergi la o petrecere, ești invitat undeva, te bucuri de viață sau până la urmă lucrurile se pare că se așează așa cum te aștepți tu. Zodia Capricorn. E, pentru Capricorn e o lună plină mai pasională, ca să zic așa. Pentru tine este vorba și despre axa iubirii care se activează. Este și axa plăcerilor. Și aici Capricornii se pot concentra foarte mult pe relația cu un copil, pe relația cu anturajul copilului, pe viitorul copilului, viitorul unei povești de iubire. Vedeți că e un moment acolo în care intrați în contact cu foarte mulți oameni și poate să fie o decizie importantă. Da? Norocul pe toată situația asta, da? Și o să sune ciudat, dar câteodată norocul mai este ascuns și în niște lucruri mai puțin luminoase. Norocul pentru Capricorn este fie ceva legat de o obsesie, legat de o bancă, fie ceva legat de o moștenire, dar e ca un fel de obsesie, de dramă, e ceva legat de o sumă de bani, de economiile tale sau chiar de zona pasională. Acolo, de acolo e norocul, că de acolo pornesc lucrurile sau, mă rog, pe acolo poate să apară împăcarea. E vorba și despre valori, e vorba și despre bani pentru Capricorn și unii, cine știe, acum aveți curajul necesar și reușiți fie să ieșiți dintr-o colaborare în care nu sunteți satisfăcuți financiar, fie unii dintre voi reușiți să finalizați un demers privind o firmă, privind un proiect important, alți Capricorn cu siguranță reușiți să ieșiți dintr-o relație toxică sau poate, cine știe, să vă deschideți, să cunoașteți pe cineva. Doar că și pentru voi, na, e important și anturajul prin care sunteți, că na, trebuie să aveți și niște valori comune, că dacă tu ai să stai într-un anturaj în care, să zic, nu știu, că sunt doar persoane care, să zic așa, nu vor să se căsătorească, nu vor copii, nu vor familie, da, și așa mai departe, și stai doar în anturajul ăla, că, mă rog, alea sunt valorile lor, nu-i nimic rău în asta, eu nu judec pe nimeni, da, e clar că tu vei fi influențat și nici ție nu o să-ți meargă, adică nu o să-ți găsești familie, copii și așa mai departe, că sunteți un grup, da, aveți valori comune, sunteți prietene sau sunteți prieteni, nu știu, e valabil și pentru bărbați. Cam așa, deci cumva schimb locul, schimb norocul, cam asta e și pentru Capricorn. Poate începeți să vă dați seama că, băi, dacă eu mi-am schimbat valorile, da, trebuie să-mi găsesc prieteni, trebuie să-mi găsesc oameni care au aceleași valori cu mine, că dacă, repet, da, nu prea se leagă lucrurile, nu prea se leagă lucrurile. Da, e o lună plină tare, tare interesantă, care va învăța Capricornul foarte multe lucruri. Uite, unii puteți să finalizați și un demers legal în perioada aceasta, aveți o astfel de oportunitate. Însă, chiar și pentru Capricornii singuri, cum să vă zic eu, fiți atenți că dragostea plutește în aer. Doar că vă zic de la început că dacă e să plutească în aer, e cu o pasiune explozivă. Și poate să fie o relație care să vă schimbe destul de mult valorile, să vă schimbe destul de mult imaginea pe care o aveți voi spre viitor. Hai să vedem. Trei de monede, opt de monede.
lucrezi aici la ceva, studiezi ceva, da? Parcă e un lucru într-un grup mai mic de oameni. Da? 9 de cupe, bucurie, armonie, o primă bucurie, o primă victorie, poate să însemne pentru Capricorn și o satisfacție mare din punct de vedere profesional sau personal, financiar, nu știu. Ultima carte, 8 de spade. Stă o oarecare obsesie pe care cineva o are și care ziceam eu că e cu noroc, da? Că dacă nu revine obsesia aia, nu se rezolvă lucrurile, e ca un imbol, da? Care apare. Capricornul parcă vrea așa să stea, să se relaxeze, să se liniștească, doar că în același timp are în minte așa tot felul de chestiuni legate de acte de partener, legate de niște demersuri juridice, da? Poate zic eu că ar fi bine să iei lucrurile ca atare și să lași totul deoparte. Zodia Vărsător. Pentru Vărsător, ce să vă zic, e o lună plină puternică. Se activează axa 4-10. Casă, familie versus viață profesională versus responsabilități. Nu știu acum dacă vă place vouă sau nu cuvântul ăsta, dar na, fiind guvernați și de Saturn, e posibil să vă placă unora. Vă plac vouă, dar în regulile voastre. Acum, râdem, glumim, dar uite, este o lună plină care îți poate aduce o responsabilitate în atenția ta. Da? Că este vorba despre a-ți asuma o responsabilitate privind casa, familia, că este vorba despre a-ți asuma o responsabilitate la muncă, da? Pentru că na, în unele cazuri e activă și axa aceasta a banilor și atunci probabil, da, unii vărsători începeți să vă dați seama cât valorați, cine sunteți, cam ce vreți și atunci luați atitudine. E despre voi să știți luna asta plină, da? Ascendentul e în zodia voastră, Pluto e pe acolo, e și el implicat și de asta zic că vărsătorul e posibil să ia o hotărâre foarte importantă, da? Privind relația cu familia, relația cu cu partenerul de viață, da? E ca și cum deodată așa zici gata, iau atitudine. Unii puteți să avansați la locul de muncă, alții puteți să primiți niște responsabilități noi, dar care se și merită din punct de vedere profesional, financiar. Iar pentru alți vărsători, știți cum norocul vine dintr-o dramă, dintr-o gelozie, dintr-o glumă, da? Din niște lucruri pe care partenerul le face sau partenerii din jur, clienții, oamenii din jur le fac, da? Se schimbă ceva, se întâmplă ceva și atunci vărsătorul trebuie să ia atitudine. Unii sunteți foarte deciși pe luna asta plină, fie să închideți o relație de cuplu, fie să luați atitudine și să rezolvați o problemă. Nu zic acum că aruncați relația la gunoi, dar poate e un moment bun ca vărsătorul să ia atitudine și să rezolve o problemă. Și ce să vă mai zic vouă, atenție puțin și pe partea de alimentație pe luna asta plină, adică nu vă luați foarte multe responsabilități și uitați de mâncare, uitați de stricul necesar. Și ce mai este important pentru vărsători este că luna asta plină este extrem de bună pentru tine. Da? Luna plină te poziționează într-o zonă foarte înaltă a vieții tale. De asta zic, vărsători, nu știu, deveniți celebri, deveniți cunoscuți, deveniți șefi, rezolvați lucruri, începeți să vă dați seama de puterea pe care o aveți. Deci e o lună plină bună, nu-i de rău, e de bine. Doar că na, ea invită și la niște schimbări și e posibil, așa cum am zis, voi să luați atitudine în toată povestea asta. Dacă nu luați voi, stați liniștiți că partenerul sau oamenii din jur cu siguranță o vor face. E ceva legat de tatăl. Uite, tată, partener, șef, poate și pe acolo se întâmplă lucruri. Hai să vedem, dragi vărsători. Șase de spade, patru de spade. Un drum pe care îl faci spre odihnă, spre liniște, într-un parc, într-un loc relaxant, într-un loc drag sufletului tău, dar parcă unii vărsători simțiți nevoia de mai multă odihnă. Diavolul, o legătură cu un capricorn, dar și un drum pe care îl faci cu pasiune undeva pe la amiază sau faci un drum pentru a te răsfăța, pentru a-ți face o poftă. Unii vărsători poate ar fi bine să fiți puțin mai atenți pe drumuri în perioada asta, dacă Mercur nu e ieșit de tot din retrogradare.
Este o atracție aici față de cineva, este o pasiune, dar și o dorință de control. Acum, vedeți voi, Pluto acolo vă dă putere, dar trebuie să evitați puțin partea asta cu dorința de a controla tot, că nu e ok. 8 de bâte, multă comunicare pentru tine astăzi, multe mesaje, apeluri telefonice, poate să fie și o zi în care totul se întâmplă cu viteza luminii, pentru că nu există o predispoziție spre cer. Un succes, o bucurie pentru vărsători. Deci voi sunteți puși pe schimbare astăzi. Sunteți puși pe făcut lucruri mari. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi este o lună plină care activează axa 3-9. Și pentru pești este vorba despre niște desecretizări acolo tare puternice care apar, dar pe de altă parte este vorba despre a finaliza un proces juridic, despre a finaliza ceva legat de un drum lung, despre a finaliza ceva legat de zona străinătății. Doar că vedeți voi, pe acolo sunt niște lucruri care nu prea țin de voi, de situația voastră. Și norocul chiar vine printr-o obsesie, printr-o dramă acolo care are legătură cu munca, rutina zilnică, care are legătură cu rutina dintr-o situație sau are legătură cu ceva la muncă. Da? Nu știu, pasiunea voastră pentru ceva sau dorința de a face ceea ce vă place. Poate fi și asta. Însă, uite, acolo chiar norocul de acolo vine și cu siguranță lucrurile merg într-o direcție diferită. Și de ce zic asta? Unii pești puteți să aveți un moment de conștientizare extrem de profund și să vă dați seama cam ce relație mai funcționează și ce relație nu mai funcționează și mai ales cum ar trebui să vă raportați la ceilalți. Pentru că este adevărat, e o perioadă în care voi aveți foarte multă energie, dar e important să o și canalizați într-o zonă bună și să nu vă împrăștiați prin toate direcțiile. Da? Asta e important. Alți pești, nu știu, sunteți prinși pe drumuri în perioada asta, vorbiți mult, poate aveți examene importante și dacă e așa, e de bine, finalizați povestea, învățați lucruri mari. Finalizați ceva, în special, repet, legat de zona străinătății. Însă bineînțeles că peștii pot afla și diferite informații care să fie intense. Hai să vedem ce zice și tarotul pentru pești. Pentru voi e o lună plină tare interesantă, dar așa cum am zis, poate să însemne și finalizarea unui demers juridic, da? Sau unui proces, sau finalizarea unui proiect, o călătorie de care puneți, sau niște vești surprize care apar. Însă pentru voi, repet, eu nu cred că sunt chestii care țin neapărat de sufletul vostru. 9 de bâte, 3 de bâte. E o teamă aici privind o călătorie, un drum scurt, privind o primă deblocare. Asul de monede înseamnă un nou loc în care mergi, o șansă pe care o primești, un nou început care apare. Apoi avem 6 de cupe și steaua, o legătură cu zodia vărsător, dar și o persoană nouă pe care o poți cunoaște. Tot pentru pești, poate să fie un moment în care te revezi cu o persoană din trecutul tău și afli despre niște informații extraordinar de prețioase. Unii puteți să cunoașteți o persoană mai tânără în ziua de miercuri care să vă lumineze mintea. Da? Parcă trecutul bate la ușă în ziua de miercuri, doar că sub o altă față, sub o altă formă. Vă bucurați aici, nu știu, vă întâlniți cu cineva, faceți ceva nou. Poate chiar și teama aceasta, da, și stresul, poate țin tocmai de ideea asta de noutate, că e ceva nou și nu știți încotro. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru miercuri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și ce să vă zic, vă doresc o lună plină frumoasă, o lună plină care să vă ajute să vă treziți la realitate și de ce nu să luați decizii cât mai înțelepte. Vă îmbrățișez cu drag!